dragi telespectatori, astăzi vă propun să petrecem împreună prin cântec, să răsfoim file din albumul folcloric arădean alături de un nume care a scris rânduri importante și scrie rânduri importante în folclorul nostru din dragoste pentru folclor. În minutele ce urmează vom urmări un dans din Câmpia Aradului, jucat cu râfnă de tinerii din ansamblul Mugurii de Tezauri din Periam, instruiți de instructorul Ilie Macovei, coordonați de doamna Pompilia Vătavu. Așadar, după ce vom intra în lumea muzicii populare alături de acești tineri frumoși care, așa cum v-am spus, dansează cu râfnă și cu dragoste pentru folclor, vom urmări câteva momente speciale. Vom urmări omul care, iată, a scris rânduri importante în folclorul arădean și scrie în continuare rânduri importante, file importante din dragoste pentru folclorul nostru. Haideți să dăm drumul emisiunii noastre cu un joc frumos din Câmpia Arădeană.
Au început emisiunea de astăzi ansamblul Muguri de Tezaur din Periam, tineri curajoși care, iată, ne-au călcat pragul pentru prima dată aici la Vest TV Regional. Vă felicit, dragii mei, ați fost minunați, îl felicit și pe coregraful vostru, pentru că întotdeauna vine aici, la noi, în emisiunea noastră, cu ansambluri care se prezintă impecabil, atât din punct de vedere al costumelor, dar nu numai, ci și dansurile pe care noi le vedem coordonate de către Ilie Macovei, întotdeauna ajung la sufletele dumneavoastră și aici la sufletele noastre. Cred că acesta este cel mai important lucru. Noi vă așteptăm să intrați în legătură directă aici la Hora Mare. După ce vom vorbi cu dumneavoastră, vom porni în călătoria cântecului, interpretat la ceas de sărbătoare, așa cum vă spuneam, de către un om care a scris și scrie file importante în folclorul arădean. Nu o să vă mai țin în suspans și o să vă și spun despre cine este vorba. Este vorba despre doamna profesor Mărioara Miclea, pe care astăzi o să o vedeți și într-o altă postură, nu numai în postura de cadru didactic, așa cum noi am fost obișnuiți. Deși, dacă dumneavoastră bine vă aduceți aminte, noi știm acest lucru, doamna profesoară Mărioara Miclea a început cântând, iar astăzi vom avea ocazia să o vedem cântând. Însă, până atunci, vorbim cu dumneavoastră. Alo! Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm! Dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. În primul rând vă salut și eu cu mult, mult drag. În al doilea rând vreau să vă urez multă, multă sănătate, multă, multă putere de muncă. Doresc să-i transmit domnului Gelu Stan multă, multă sănătate, un sincer și călduros la mulți ani. Și nu în ultimul rând domnului Ioan Vodiceanu, pentru data de 20 iulie, un sincer și călduros la mulți ani, multă, multă putere de muncă și numai bine. La mulți ani, le spunem și noi, ne alăturăm gândului dumneavoastră, vă transmitem sănătate și să rămâneți alături de noi aici la Hora Mare. În minutele ce urmează, noi o ascultăm pe doamna profesor Mărioara Miclea. De unde am plecat, dorule mai dor, când ai dor.
să mă întorc în sat, de unde am plecat. Mulțumim tare mult, doamna profesoară. Alo? Alo? Bună ziua, sunt de la Sfânta Ana, Cosma Maria. Bună ziua, mă bucur tare mult să vă aud. Vă doresc multă sănătate, domnișoara Claudia, dar la doamna profesoară din partea familiei Cosma, Liliana și a părinților, îi dorim multă, multă sănătate. Aș vrea să fac o dedicație pentru nepoțelul meu, Lungu Cosmin, din Ineu, care în data de 14 iulie împlinește ziua de naștere, face 20 de ani. Mulți familia înainte cu sănătate, urăm și noi. Lungu Gheorghe, tatăl, Lungu Maria, mama și sora Lungu Andreea, precum și bunicii de la Sfânta Ana, Cosma Ioan și Maria, Tușa Didi, împreună cu cei doi copii, îi spun la mulți ani. Să nu uităm de prietenii noștri care vă sunăm duminică de duminică, să le urăm multă sănătate. Acestea sunt Ciurar Iosif și Sofia, Imi și Mari Gaspar, doamna Elena Drăgoi, Lenuța Tudor, Cati Herlo, Croia Victor. Iar dumneavoastră vă doresc multă sănătate, o duminică plăcută și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Cu drag vă ascultăm de fiecare dată, vă mulțumim pentru toate gândurile bune, gânduri bune vă transmitem și noi de aici, de la Hora Mare și de ce nu, vă dăruim cântece frumoase interpretate astăzi, iată, de către doamna profesor Mărioara Miclea și nu numai, ci colegul meu a avut grijă să facă cunoscute și celelalte interprete, pentru că pot să le numesc deja așa, ele au oarecare experiență, știu că ați început cu ele de la o vârstă destul de fragedă, și iată, astăzi sunt domnișoare în adevăratul sens al cuvântului. Însă, înainte de a vorbi despre levele cu care dumneavoastră ați poposit în cadrul emisiunii noastre, aș vrea să începem cu începutul dumneavoastră. Astăzi v-am văzut într-o altă postură, nu aceea de cadru didactic, așa cum noi vă știam și mulți dintre telespectatori vă știu, ci în postura de interpret. Într-adevăr, am rămas majoritatea dintre noi fără cuvinte, aveți o voce extrem de frumoasă și păcat că până acum nu ne-am putut bucura de acest glas. Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua telespectatorilor, mulțumesc pentru
drept să îl pornim. Așa, deci, reiau. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua telespectatorilor. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și ca să răspund scurt la întrebarea pe care mi-ai pus-o, acum s-a potrivit. Satul de unde mă trag eu și costumul pe care l-am purtat de copil nu s-a potrivit cu ceea ce ni se cerea atunci când voiam să promovăm cânticoara de an. Mereu ni se spunea, nu Banat, pentru că noi avem o zonă, Zarandu, care ne reprezintă pe noi. Și astăzi așa, mâine așa, sigur, eu, Birchișul, localitatea de unde mă trag eu, mai precis, satul Ostrov, aparține vetrei folclorice a Făgetului. Noi suntem bănățeni, doar cât am căzut geografic în județul Arad și atunci, sigur, am făcut un pas înapoi și mi-am dedicat întreaga mea pricepere și cunoaștere formând copii. Am învățat toate suvetrele folclorice ale Aradului în acești 40 de ani de activitate. Am promovat în jur la 150 de cântece, dar, cum spun, zona cea mai de sud a județului nostru, cea care în special are satele pe malul stâng și pe malul drept al Mureșului, este o zonă în care, mai, într-adevăr, dansatorii, coregrafii, au dansuri. Este dansul de Secusigi, este dansul din Valea Mureșului, dar piese vocale din această zonă noi nu am promovat. Lucrul acesta mie mi s-a părut nedrept și atunci când, sigur, am avut și interpreții potriviți, am avut în această primăvară această mare, mare bucurie ca să promovăm acest album Câmpia, din Câmpia Arădeană. Albumul cuprinde 18 piese cu melodii de soroc. Îl rugăm pe colegul nostru, da, să ia și un cadru în timp, da, ce dumneavoastră vorbim. În care sunt melodii de soroc, păpicior, întorsă, învârtită, ardelene. Dorim ca din tot sufletul și cu emisiunea de astăzi să facem cunoscut și această zonă a județului nostru, satele din sudul. În prima parte a emisiunii vom poposi în Câmpia Arădeană, după care vom trece așa frumos în Țara Zărandului cu încă o parte din elevii dumneavoastră care o să ajungă în așa este. Emisiunea noastră. Dragi telespectatori, noi mergem mai departe, iar pe dumneavoastră vă lăsăm să o ascultați pe Roxana Suciu.
frunză verde ce trifoie, la 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 la, mândru-i jocul pe la noi, la 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 la, frunză verde ce trifoie, la 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 la, mândru-i jocul pe la noi, când vin fețe și fișorii, la 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 la, jos în valea și-a cu flori, la 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 la. Revenit în casele dumneavoastră, dragi telespectatori, cu gânduri bune din partea colegilor noștri de cântec, Vasile Iova și Ghiță Baciu, special pentru dumneavoastră, vă transmit la mulți ani multă sănătate și multă putere de muncă. Și eu doresc foarte mult să le mulțumesc, transmit de asemenea multă, multă sănătate și spectacole cât mai multe. Aș dori să fac unele precizări, consider eu importante, vis-a-vis de evoluția Roxanei, care tocmai a cântat Un brâu și o ardeleană bănățeană. Aceste amândouă piese fac parte din repertoriul clarinetistului Alexandru Leca. Și tot acum vreau să spun că toate acompaniamentele făcute în acest album și de altfel în tot materialul pe care eu l-am promovat, sunt realizate acompaniamentele cu Orchestra Rapsozii Zarandului și sigur vreau să mă folosesc de acest prilej să le mulțumesc încă o dată pentru acest lucru. Cu drag îl salutăm pe maestrul Petrică Pașca și nu numai, ci și pe ceilalți membri ai Orchestrei Rapsozii Zarandului. Vorbim cu cei de acasă pentru că nu vreau să-i lăsăm prea mult să stea la telefon. Alo? 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 Sunteți în direct? Din păcate, legătura noastră s-a întrerupt. Mergem mai departe, după care revenim și vorbim și cu dumneavoastră. Haideți să o ascultăm de această dată pe Flavia Giurec. Bată ce băciță bată, două stele ce odată, două stele ce odată, dor și iară dor. Bată ce băciță bată, două stele ce odată, două stele ce odată, dor și iară dor. Hai și iar hai, steaua ce l-a răsărit, hai și iar hai, când ce-am îndrăjit. Thank you.
Ajungă ce bagi, ajungă dorul meu și-o cale lungă. Dorul meu și-o cale lungă, dor și iară dor. Ajungă ce bagi, ajungă dorul meu și-o cale lungă. Dorul meu și-o cale lungă, dor și iară dor. Hai și iar hai, când o fi drumul mai greu. Hai și iar hai, să ai focul meu. Jalea mea, bagi, băgișor. Ia-ți băgiță, dor acasă, și-l duc cu cine la coasă. Și-l duc cu cine la coasă, dor și iară dor. Ia-ți băgiță, dor acasă, măi face că l-am uitat, măi face că l-am uitat, bage băgișor. Și la toamnă la cules, măi găsă eu doar pales, măi găsă eu doar pales, bage băgișor. Că vara am cunoscut, lai la la lai la, ochii tăi și mi-a plăcut, lai la lai la la. Că vara am cunoscut, lai la la lai la, ochii tăi și mi-a plăcut, lai la lai la la. La cules de flori de cei, văzui ochișorii tăi, văzui ochișorii tăi, lai la lai la la la. Alunița pe grumaz și gromița pe obraz, și gromița pe obraz, la 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 la. Părul negru și bogat, la 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 la, la inimă mai secat, la 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 la. Părul negru și bogat, la 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 la, la inimă mai secat, la 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 la. Și de-atunci când mi-ai plăcut, mult ce rău le-am petrecut, mult ce rău le-am petrecut, la 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 la. Dă număr până la vară, la 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 la, când în floare ce eu iară, la 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 la. Dă număr până la vară, la 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 la, când în floare ce eu iară, la 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 la. Să merem la strânge flori, să-mi dai dragostea înapoi, să-mi dai dragostea înapoi, la 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 la. Să merem la strânge flori, să-mi dai dragostea înapoi, să-mi dai dragostea înapoi, la 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 la.
Mulțumim tare mult, Flavia, aceste două cântece le dedicăm lui Bogdan Ștefan Muntenaș, care vineri a împlinit o frumoasă vârstă din partea părinților, dar și din partea bunicilor, familia Muntenaș din Arad și bunicii de la Berechiu. La mulți ani urăm și noi de aici, de la Hora Mare, multă sănătate, să se bucure părinții și bunicii tăi de tine. La mulți ani spunem și din partea doamnelor educatoare Asineta și Orieta lui Bogdan. Bogdan este un copilaș care a împlinit 5 ani, nepotul domnului Ștefan Muntenaș, pe care îl salutăm cu drag de aici, de la Hora Mare. Și eu, de asemenea, îi doresc multă sănătate și lui și întregii lui familii, în special, iată, nepoțelului. Și bănuiesc, eu știu, cred că îi cântând dintr-o zonă de unde și el provine, sperăm că ne urmărește. Cu siguranță este alături de noi. Aș dori să precizez că Flavia tocmai a interpretat un soroc care de asemenea face parte și din repertoriul domnului Alexa Șandru, cunoscut sub numele de Leca, din formația Rapsozii Zarandului, iar cea de-a doua piesă, Ardeleana, am primit-o de la violonistul Buta Traian, cunoscut în secusigiu cu numele de Pepa. Noi îi mulțumim vom foarte mult mai pe această discuta cale. Despre repertoriul elevelor dumneavoastră și inclusiv despre cum au ajuns ele la clasa dumneavoastră, după ce vom vorbi cu cei de acasă. Alo? Salut mâna Claudița, salut mâna doamnei profesoare, Mărioara Miclea, vă salută cu mult drag imigașpa din Reșița, care ați venit. Drag, te ascultăm și noi. În primul și în primul rând, dumneai îi urez mult, mult succes, putere de viață și muncă în activitatea de mai bine de 40 de ani în ceea ce a făcut și se vede rodul acestor vlăstare al folclorului pur, autentic românesc. Mii de mulțumiri pentru că dânsa lansează și promovează soliști foarte buni cu o voce foarte, foarte, foarte bună. Felicitări, fiindcă suntem la acest capitol, Claudia dragă, te rog să-mi permiți de la microfonul acestei emisiuni să transmitem cu drag un sincer la mulți ani maestrului Gelu Stan, care în sâmbătă 9 iulie și-a serbat ziua de naștere. Multă sănătate, fericire, putere de viață și să mai fie printre noi cei care îl iubim cu toții. De asemenea și toți prietenii noștri de cântec, de la doamnele Rodica Bodran, Cati Herloc, Elena Drăgoi, Lenuța Tudor, domnul Victor Gruia, Maria Cosma și Lili, cu tot dragul celălalt prieten, fiindcă sunt și dansatori din Peream. Totodată o salutăm pe doamna Luci, cu jocarul de pe acolo, cu multă dragoste, iubire și colegii de la emisie, că fără dânsii nu ne putem auzi și a desfășura o emisiune în cele mai optime condiții, precum și celor doi îndrăgiți soliștii Vasile Iova și Ghiță Baciu, cu mult drag îi salutăm și le mulțumim pentru activitatea lor de mai bine de 45 de ani. Și nu în ultimul rând, tuturor prietenilor noștri, dragi, unei colege, Corina Dobra, ce cântă foarte frumos, o nevăzătoare de-a noastră din cadrul soliștilor, piese din țara Zarandului și nu numai, și probabil cu o dată o să o vezi și cunoaște personal, dar astea vom vorbi personal. La mulți ani unei domnișoare, Dana din Ineu, transmit părinții, bunicii, mătușa Lia din Reșița de Alboșeț, precum și verii Marian și Elena. Eu vă doresc emisiune cât mai bună în continuare și să ne mai auzim cu mult drag de aici, din Banatul de Munte. Vă salută imigașpa, totodată salutări și prietenul Ion Bodician și Ioanei Luguzan. Sărut mâna, emisiuni bune! Mulțumim tare mult pentru cuvintele alese pe care le folosești mereu în cadrul emisiunilor noastre. Mergem mai departe, de această dată cu Roxana Suciu. Aș vrea să o prezentăm și pe Simona, care este alături de noi. Haideți să le dăm microfonul și lor, să le spunem bine ați venit, dragele mele, la Hora Mare. Bine ai venit, Simona. Bună ziua și bine v-am regăsit. Îi dăm microfonul și Flaviei. Bine ai venit, Flavia, la noi. Găsit. Flavia este pentru prima dată? Da, este. Este într-adevăr pentru prima dată, pentru că noi de-abia am încheiat primul an de studiu, dar ea este, după cum a cântat deja, s-a putut observa, este un material vocal foarte potrivit pentru cântecul bănățean. Este o voce ușoară, cu broderie, sigur, urmează ca să ne perfecționăm tehnic, căci asta este și motivul pentru care i-a bătut la Școala Populară de Artă și eu îi văd un viitor foarte frumos. Și Roxana Suciu, pe care
deja o desigur, cunoaștem. Pe Roxana, sigur, care am promovat-o în mult mai multe emisiuni, cum de asemenea și pe Simona și Roxana de asemenea. Tocmai spuneam înaintea începerii emisiunii că avea 8 ani când ne-am întâlnit cu amândouă și iată, sunt câțiva ani buni de când lucrăm și acum parcă simt că începem să culegem roadele. Ele au și crescut frumos, da, s-au făcut 2 domnișoare frumoase, reușite și un material vocal foarte generos. Din copiii care v-au călcat pragul, astăzi vă însoțesc adevărate domnișoare. Dragi telespectatori, mergem mai departe și dăm drumul cântecului cu Roxana Suciu. Curge mureșul în vale, la 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 la
la la, o ce frumoși băgiță are, la 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 la, curge mureșul în vale, la 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 la, o ce frumoși băgiță are, la 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 la, să-i vândă i-aș cumpăra, la 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 la, să-i sărut când eu îi vrea, la 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 la. Drag mi rugă plin cu mure, la 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 la, bacea cu casa în pădure, la 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 la. Drag mi rugă plin cu mure, la 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 la, bacea cu casa în pădure, la 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 la. Că mă dușe la izvore, la 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 la, și mă stâmpără ce dor, la 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 la. La 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 la, satul meu plin cu vergeață, la 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 la, și mi-a fost mai drag în viață, la 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 la, satul meu plin cu vergeață, la 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 la, mureșul câmpă cu flori, la 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 la, și băgița sărbători, la 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 la, mureșul câmpă cu flori, la 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 la, și băgița sărbători, la 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 la. Nelly din Curtici îi urează domnului Crețioan din Macea la mulți ani, multă sănătate și un cadou muzical cu Roxana Suciu, pe care tocmai ați ascultat-o. Doamna profesoară, o să vă las să spuneți câteva cuvinte și despre cântecele interpretate de Roxana, însă înainte vorbim cu telespectatorii. Alo! Alo, bună ziua, Claudia! Bună ziua, vă ascultăm! Bine te-am regăsit! Numai cu tine am noroc! Mă bucur tare mult că ați intrat și în această duminică în legătură cu noi. Sunt doamna Olaru din Grădiște. Aș dori să fac câteva dedicații. Mă bucur pentru doamna profesoară, îi doresc succes. O să vă rugăm să dați televizorul puțin mai încet, să ne ascultăm la receptor. Da. Așa. Felicit pe doamna profesoară, felicit fetele din platou, mă bucur foarte mult că am revăzut-o din nou pe Roxana Suciu și pe celelalte, o pupă tanti foarte mult pe toate și aș dori să fac câteva dedicații. Pe data de 2 iulie, unul din nepoții mei a avut comunia la biserică, la Catedrala Nouă, nunta, Ovidiu cu Alexandra. Casă de piatră, îi spunem, și mulți ani fericiți împreună. Bunica din Grădiște, cu întreaga familie, îi dorim casă de piatră, multă sănătate, multă fericire și la mulți ani. Și pe data de 6, sora Mirelui, nepoată mea cea mai mare, a împlinit o frumoasă vârstă de 30 de ani. Bunii din Grădiște, cu întreaga familie și copiii ei și soțul ei, îi dorim la mulți ani multă sănătate și fericire. Și pe data de, acum eu fac la tot pe data de iulie, pentru că nu știu când vă mai prind, în data de 28 a lunii, nora mea, Marcela, din Spania, împlinea și o frumoasă vârstă de 41 de ani. Mama soacră din România, împreună cu fiul meu, de soțul ei, care se află la mine, cu ceilalți cumnați și mătușa din Grădiște, din Vlaicu, îi dorim cu toții multă sănătate, multă fericire și tradiționalul la mulți ani. Și pentru colegele mele, și care mai lucrează, și care au ieșit în pensie de la Spitalul TVC din Arad, le doresc multă sănătate, multă putere de muncă și la mulți ani. Și totodată pentru prietenii de cântec, să nu-i uităm, le doresc, acum nu e număr pe toți, le doresc multă sănătate, multă fericire și la mulți ani. Și să ne auzim cu bine, Doamne ajută, vă pup cu drag! La mulți ani și toate gândurile bune și toate cântecele de astăzi să fie pentru cei pe care dumneavoastră i-ați enumerat în cadrul emisiunii Hora Mare. Ne reluăm discuția și o să vă dau cuvântul să ne spuneți câteva cuvinte și despre cântecele interpretate. Legat de piesele de pe acest album, am avut bucuria să fiu ajutată de doamna Sabina Șerban, care doresc să-i mulțumesc din tot sufletul,
pentru că mi-a întocmit toate versurile pentru acest album. Eu i-am dat datele legate de costumația din zona satelor, de articolele care compun costumația, care compun coafura din vremea aceea, și mi-a făcut versuri foarte frumoase, foarte reușite. Aș dori să-i mulțumesc pe această cale pentru ajutorul nesperat de important pe care mi l-a dat pentru a nu ieși din zona unde dăinuie aceste melodii, care odinioară au fost melodiile din Jocul Satului de odinioară și pe care, sigur, Jocul Satului nu se mai organizează. Acum tineretul abordează altfel petrecerea, dar pentru a nu fi uitate, eu încerc ca, transformându-le în cântece, să rămână în memoria noastră, pentru că ele reprezintă, prin frumusețea melodiilor, iată, prin textele lor, o dovadă a trăirilor străbunilor noștri. Este o reală plăcere, da, să vă ascult. Îmi sunteți dragă și mereu am spus că sunteți omul de la care noi, tinerii, avem ce învăța. Luăm un scurt moment de publicitate, după care revenim. Și sorocul mare, la 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 la, n-aveți milă de picioare, la 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 la. Ai și iară hai, joacă băgița un brad, ai și iară hai, în cizme de lac. Ai și iară hai, joacă băgița un brad, ai și iară hai, în cizme de lac. Cămașa îi cu cinare, la 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 la, în pături și cu pumnare, la 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 la. Ai și iară hai, eu la joc duminica, ai și iară hai, joc cu băgița. Ai și iară hai, eu la joc duminica, ai și iară hai, joc cu băgița. Că mă joacă legănat, la 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 la, cum îi obișei un sat, la 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 la. Ai și iară hai, ce mână doi cât ce doi, ai și iară hai, cum e pe la noi. Ai și iară hai, ce mână doi cât ce doi, ai și iară hai, cum e pe la noi. Frunză verge ia s-o mie, la 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 la, mândru jocul în câmpie, la 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 la. Frunză verge ia s-o mie, la 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 la, mândru jocul în câmpie, la 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 la. Ai și iară hai, băgița-i din sat cu mine. Ai și iară hai și mai
drag mi-ntoar să ajuca, la 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 la, cu băgiță alăturia, la 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 la. Hai șeier, hai că mi bagean al fecior, hai șeier, hai frunze gem bujor, hai șeier, hai că mi bagean al fecior, hai șeier, hai frunze gem bujor, frunze verge bom la u, la 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 la, băgița e frumos făcut, la 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 la. Ai să guse jan, ai șeier, hai flore orgovan, ai șeier, hai băgiți, ai să guse jan, ai șeier, hai flore orgovan, flore albă ce scumpie, la 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 la, bagea meu e gin câmpie, la 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 la, flore albă ce scumpie, la 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 la, bagea meu e gin câmpie, la 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 la. Mulțumim tare mult, Simona Stănilă. Aș vrea, doamna profesoară, să luați microfonul și să vorbim câte ceva și despre cântecele interpretate de Simona. Simona este o tânără talentată, mă uit după ea, a trecut prin spatele camerelor, probabil că cei de acasă mă foarte, văd. Foarte talentată, iar legat de piesele pe care ea tocmai le-a interpretat, sunt două melodii foarte cunoscute. Prima e Bradul de la Firiteaz, iar cea de-a doua este Mărunțelul din Jocul de Secusigi. El, într-adevăr, și prin textul lui, cântecul face referire la localitatea unde a fost el foarte cunoscut, Secusigi. Mai avem încă două cântece interpretate de Roxana Suciu, după care vom face trecerea în Țara Zrandului cu alți tineri talentați, tineri care deja sunt pregătiți și așteaptă cu nerăbdare să intre în platoul nostru. Citim câteva mesaje, după care dăm drumul cântecului. Însă, înainte să citim mesajele, vorbim cu dumneavoastră. Alo! Rămâna. Bună ziua, vă ascultăm! Mă numesc Emil din Arace, am toată melodiile părinților mei pentru vara mea, care pe data de 13 are ziua de naștere. La mulți ani, multă sănătate, urăm și noi de aici, de la Fora Mare. 26 are ziua onomastică și pentru toată lumea de la VSTV, pentru toți interpreții de acolo, cele că e toată melodiile și dumneavoastră, în special acolo. Mulțumim! Mulțumim tare mult că v-ați alăturat cu gânduri bune, mulțumim tare mult că ne urmăriți, că sunteți alături de noi și în această duminică. Bună ziua, felicitări pentru invitați, Adriana Cristur Hunedoara, o duminică plăcută, vă pup cu mult drag și noi te salutăm, Adriana. Adriana este într-adevăr o telespectatoare fidelă a postului nostru de televiziune. Dedic toată emisiunea de azi fiului meu, Marius Bogdan, din Sâmbăteni, care pe data de 13 iulie împlinește frumoasa vârstă de 28 de ani. Mami, îi urează un călduros la mulți ani și multe bucurii. Te pupă mama și cred că și tati de acolo de sus are un gând bun pentru tine și te iubește la mulți ani. La mulți ani îți spunem și noi toate gândurile bune. Un călduros la mulți ani pentru Dehelian Florin și Paul Ardelean din Seleuș, care astăzi împlinesc o frumoasă vârstă, colegii din ansamblul Junii Seleușului și instructorul Andrei Șandru. Le urăm multă sănătate, fericire și multe bucurii. Și noi le urăm multă sănătate și în dar le oferim două cântece interpretate de către Roxana Suciu. Hai fișuri să pornim jocul, ai la 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 la, cu tot să jucăm sorocul, ai la 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 la. Hai fișuri să pornim jocul, ai la 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 la, cu tot să jucăm sorocul, ai la 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 la. Că mi-e drag să fiu jucată, la 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 la, și mi-e mândru îmbrăcată, la 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 la. Hai
ca un colac. La 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 la. La grumaz galbeni în salbă, la 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 la, cum să nu-i fiu bagi dragă, ai la 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 la. La grumaz galbeni în salbă, la 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 la, cum să nu-i fiu bagi dragă, ai la 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 la. Roxana, o să te rugăm să ni te alături, după care o să-ți dăm voie să mergi, să te schimbi. Ai timp suficient, însă înainte să mergi și să te schimbi în celălalt port, pentru că vom trece din Câmpia Arădeană în Țara Zărandului, aș vrea să te rugăm să-i saluți pe cei dragi ție, pentru că știm că ai o armată de oameni în spate care într-adevăr te iubesc și care te apreciază și cred că merită câteva cuvinte din partea ta. În primul rând vreau să vă spun și eu bună ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Vreau să dedic această emisiune în primul rând familiei mele,
doamnei profesoare, căruia îi mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru mine, sponsorului meu, domnului inginer Nicolae Dedulea, care și el mi este alături și mă sponsorizează și mulțumesc pentru tot ceea ce face și dânsul pentru mine. Și tuturor telespectatorilor de acasă, doamnei Lucreția, care mi-a compus versurile pentru aceste frumoase melodii care le-am scos pe album. Te văd îmbrăcată într-un costum superb. Doamna profesoară îmi șoptea la ureche că este un costum care îți aparține. Foarte, foarte frumos este acest costum cu care astăzi te-ai prezentat în emisiunea noastră. De altfel, tu mereu ai venit îmbrăcată impecabil și acest lucru se datorează și doamnei profesor, care știm cu toții că are grijă ca atunci când elevii dumnea ei vin într-o emisiune în direct și nu numai, ci și în diferite spectacole folclorice la care voi participați, să arate impecabil. Cuvinte de laudă la adresa dumneavoastră sunt foarte multe, însă cred că nu ne-ar ajunge o întreagă emisiune ca să vă putem mulțumi și să vă putem răsplăti pentru tot ceea ce faceți, în primul rând pentru folclorul arădean, după aceea pentru acești tineri alături de care poposiți în cadrul emisiunilor noastre, tineri talentați, tineri de o frumusețe a glasului impecabilă. Felicitări, multă sănătate vă dorim să puteți să duceți mai departe. Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Ce poate fi mai mulțumitor și mai confortant decât să-i vezi porniți de la 8 ani și astăzi să-i observi, să-i urmărești că au crescut, s-au făcut frumoase, au împlinirea materialului vocal cu crescând și vocea s-a rotunjit și iată, mă bucur foarte mult și de această emisiune și de bucuria pe care elevii mei mi-o fac. Este într-adevăr un sentiment pe care și eu îl cunosc, un sentiment care îți cuprinde sufletul, un sentiment care te face uneori, de ce să nu recunoaștem, să lăcrimezi atunci când copiii cresc sub ochii tăi, când copiii se dezvoltă atât de frumos, iar de ce nu, peste ani se întâlnesc cu noi și poate din neatenție, poate crescând nici nu-i mai recunoaștem, fiind foarte mici, ne atrag atenția. Mă bucură foarte mult acest lucru când copiii din grupa mea mă întâlnesc pe stradă după ani și ani de zile și efectiv strigă, doamna, bună ziua! Este într-adevăr un sentiment care nu poate fi explicat în cuvinte și cred că și dumneavoastră vă confruntați cu acest lucru. Dragi prieteni, mergem mai departe dacă nu mai avem un telespectator în direct cu noi. Alo? Alo, să rămână domnul Claudia. Bună ziua, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă? Bună ziua telespectatorilor și telespectatorilor. Toată emisiunea asta frumoasă pe care o realizați și tinerilor fete, le urez mult succes. Să fie pentru mine, pentru familiile lor, pentru dumneavoastră, întreaga familie Orizont. Să aibă mult succes și fericire și doamnei profesoare să aibă putere să mai învețe tinere vlăstare. Vă mulțumim și să aveți o duminică frumoasă. Și aș fi dorit să vă întreb dacă nu sunteți din zona Clujului, că eu fac parte din familia Deia și v-am văzut numele Deia. Și am zis că poate suntem rugenii, că întreaga familie din partea părinților de aici la Cluj, Câmpia Turzii, Deia. Nu sunt din zona Clujului, sunt bistrițean, că am mai spus-o în emisiunile pe care le-am moderat. Însă cine știe, posibil să am neamuri și pe la Cluj. Vă urez mult succes și multă sănătate. Sănătate vă dorim. Să faceți frumoasă Rusoana de la Cluj. Sănătate vă dorim. Sunt o fidelă ascultătoare a dumneavoastră și îmi place emisiunea. Fii reluare în fiecare zi la 10 mă uit și duminica și cu domnul Ion și cu doamna Cornelia Vid. Ne bucurăm. Ne bucurăm tare mult că ne sunteți
alături, iată, tocmai de la Cluj ne sună telespectatorii. Este o mare împlinire să vedem că nu suntem urmăriți numai în județul nostru, ci și alte județe ne sunt alături. Dragi telespectatori, mergem mai departe și vă lăsăm în compania jocului tradițional românesc, jucat de tinerii din ansamblu Muguri de Tezauri din Periam, instruiți de către coreograful Ilie Macovei, coordonați de către doamna Pompilia Vătavo. Haideți să-i vedem jucând! Arădeană, mergem în Țara Zărandului alături de doamna profesoară care ne-a adus aici în cadrul emisiunii noastre două albume. Despre primul am discutat, în mâna mea este cel de-al doilea, un album intitulat Din Țara Zărandului, un album alături de care au lucrat cei din Orchestra Rapsozii Zărandului și iată toți elevii
clasei dumneavoastră. Toți elevii și, așa cum spunem întotdeauna, cea mai reprezentativă subzonă folclorică ardeană este Țara Zarandului. Și, așa cum am spus mai la începutul emisiunii, cele mai multe cântece aparțin acestei zone, care ne reprezintă pe ardeni. Și astăzi, din acest album, am adus, pe lângă Roxana și Simona, care de asemenea au avut și ele piese în acest album, care s-a ivit în urmă cu 2014, parcă, în vreo 2 ani, da. I-a mai adus pe Mădălina Păcurar, pe Vlad Șerban și ne așteaptă în platou Sorina Lupșa, o tânără care are câțiva anișori numai, de-abia a terminat clasa 7-a, îmi pare chiar și așa, de pe la 6 ani s-a pornit, deci are în jur de 12, maxim 13 ani, așa, și, dar care are un aparat vocal generos și care promite foarte mult. Dacă tot ați vorbit atât de frumos despre Sorina, vă propun, dragi telespectatori, să o ascultăm. Mulțumesc, măi!
la 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 la, m-au făcut pe pace florilor, la 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 la, să fiu dragă la feșorilor, la 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 la. Să-mi grijă la cântat, la 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 la, să știu rândul la crecit, la 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 la, să-mi glasul ce-i doinit, la 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 la. Tata meu m-a învățat, la 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 la, rândul ce la joc în sat, la 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 la, tăt pavaie mie îmi face, la 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 la, vrea să mă bucur de tot ce, la 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 la. Eu părință mi iubesc, la 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 la, din suflet le mulțumesc, la 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 la, că m-or dat la ce cântat, la 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 la, și fișoare ce-i jucat, la 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 la, că m-or dat la ce cântat, la 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 la, și fișoare ce-i jucat, la 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 la. A cântat pentru dumneavoastră Sorina Lupșa. Alo? Alo? Bună ziua, vă ascultăm. Să română, bună ziua. O să vă rugăm să ne ascultați în receptor. Îndepărtați-vă puțin de telefon, pentru că se creează pauze prea mari. Să vei să vorbesc mai tare atunci. Vă rog. Să mă ascultați bine. Aș dori și eu câteva dedicații, domnișoara Claudia, dacă se poate. Cu mare drag vă ascultăm. Pentru verișoara mea Aurelia. Dumneavoastră sunteți un renumit actor. Vă ascultăm. Pentru verișoarele mele din Vladimirescu, Sănica și Mărioara și Viorica, le doresc numai bine pentru prietenul meu tot din Vladimirescu, Romi, și pentru toți cei care mă cunosc, pentru toți bujecanii, pentru centrul drăzit din Vlaicu, pentru prietenul meu Butunoiu, pentru Gui Vasile din Aradul Nou, pentru doamna Jenny din Aradul Nou, nepoată mea, dar îi zic doamna, zic doamna, în fine. Pentru mine, special, pe data de 16, fac o frumoasă vârstă. La mulți ani vă urăm de pe acum. Nu am putin să sună telefon. Păi acum lăsați-l să sune și vorbiți cu noi, pentru că îi ținem pe cei de acasă. Nu, că nimeni. Vă rog puțin să mă așteptați, că vorbesc la telefonul fix. Așa. Și noi din prietenii mei de cântec și pentru centrul de vârstnici din Vlaicu, pentru prietenii mei de cântec, să știe cine sunt, dar totuși îi numesc pe câțiva care mi-a lăsat cu dedicație astăzi. Imi Gașpar, Coate Herlo, doamna Lenuța Olaru, Elena Drăgoi, Maria Cosma, Maria Popovici, Tudor Coraș, le doresc numai bine, sănătate multă. Și pentru familia Brojbă, le doresc numai bine, sănătate. Și dumneavoastră o misiune cât mai frumoasă și o zi bună. Și să nu uitați un singur lucru, să nu vă supărați pe mine, dar vă spun. Astăzi m-a sunat la telefon, mai m-a dat legătura și ați dat pauză. Am de plătit cât trebuie să vă aștept să vă iau pe. Lăsați, că aveți destule minute. Nu. În ziua de azi nu ne mai plângem de minute. Nu, dar vorbesc pe fix. Și puteți, vă aștept să vă iau. Puteți să mă așteptați, pentru că de când sunați dumneavoastră la Vest TV, eu nu mai îmi iau portofelul cu mine. Luați-l că vă găsesc eu. Sănătate vă dorim și... Vine într-o zi acolo și vă iau cu tot cu portofel. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, să rămână o zi bună. Și noi vă mulțumim tare mult, sănătate vă dorim și toate cele bune de aici, de la Hora Mare. Vă dedicăm două cântece interpretate de către Vlad Șerban, un alt elev care poposește la clasa doamnei profesor Mărioara Miclea.
Vlad este nepotul doamnei Sabina Șerban. Este o voce lirică, caldă, foarte plăcută și în acest album interpretează o ardeleană de o frumusețe poate exemplară pentru cântecul zărândan și apoi o moțească, cum de la Sebiș înspre Moneasa, înspre Lazuri. Deci este... De câți ani este la clasa dumneavoastră, Vlad? Vlad tocmai a încheiat clasa 12-a la Liceul de Artă. Acolo mi-a fost elev la clasa de muzică tradițională. Dar până atunci, în clasa 8-a ne-am cunoscut. Când a fost el în clasa 8-a, ne-am cunoscut. A stat un an la școala populară și apoi, cum spun, a intrat la clasa de muzică tradițională. Îi spunem și noi bun venit în emisiunea noastră. La fel îi dăm microfonul și Mădălinei și Sorinei după aceea. Bine ai venit, Mădălina, în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație și le urez tuturor celor de acasă vizionare plăcută și... Și toate cântecele tale să fie pentru cei pe care te îndrăgesc și care te apreciază. Îl salutăm și pe tatăl tău, care ți este alături mereu, interpret de muzică populară și el. Îi dăm microfonul și Sorinei. Bine ai venit, Sorina, la noi. Bună ziua și bine v-am găsit. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru invitație și să-i mulțumesc doamnei Mărioară Miclea pentru sprijinul care ne-l acordă. Într-adevăr, toți elevii dumneavoastră cu care ați venit în emisiunea noastră nu au uitat să fie recunoscători, nu au uitat să mulțumească pentru faptul că îi îndrumați, că le sunteți alături. Și acest lucru se datorează și faptului că dumneavoastră îi îndrumați așa cum trebuie, așa cum se cuvine, pentru ca ei să poată păși, iată, într-o emisiune televizată în care să-și depășească emoțiile. Clar, emoții există, emoții avem și noi, cei care ne prezentăm duminică de duminică în fața publicului, însă sunt emoții constructive care ne ajută să transmitem mai bine ceea ce dorim. Nu puțin lucru și faptul că ei atunci când pășesc la Școala Populară de Artă știu că la clasa mea se promovează doar cântecul tradițional și pentru acest lucru vreau să-i felicit și să le mulțumesc că au ales această cale de a promova cântecul tradițional. Dacă nu avem un telespectator pe fir, mergem mai departe. Vă așteptăm să intrați în legătură cu noi aici la Hora Mare și să transmiteți gânduri bune celor dragi. Până când dumneavoastră veți apela numărul nostru de telefon, noi dăm drumul cântecului cu Vlad Șerban. Sprenjile în jos, la 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 la. Frunză verge, brat frumos, la 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 la. Pleacă sprenjile în jos, la 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 la. Să mă sui în vârful tău, la 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 la. Să mă uit în satul meu, la 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 la. Casa și sora, la 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 la. Pătaica și pămaica, la 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 la. Să-mi văd casa și sora, la 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 la. Pătaica și pămaica, la 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 la. Satul meu, oamenii mei, la 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 la. Ajuns un odor de ei, la 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 la. La
la la la la la la. Asta și aștept cânta, la 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 la. Bradule la umbra ta, la 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 la. Asta și aștept cânta, la 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 la. Cânte ce dă drag și dor, la 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 la. Păpla cu oamenilor, la 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 la. Dă dorul meu de acasă, la 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 la. Tot ce crengile să lasă, la 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 la. Că dă dorul meu de acasă, la 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 la. Tot ce crengile să lasă, la 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 la. Crengile le bace vântul, la 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 la. Și mă-ntreabă de ce plângu, la 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 la. Eu-am pierdut un mare bine, la 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 la. O mândruță lângă mine, la 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 la. Mulțumim tare mult, Vlad, te poftim alături de noi. Felicitări pentru emisiune, multă sănătate și putere de muncă, doamnei Mărioara Miclea, pentru că se ocupă cu așa mult drag de aceste minunate fete. Vă pup, Cornelia Vid. Și noi te pupăm, Cornelia. Cornelia este colega noastră de la emisiunea Floare și Cântec. Mulțumim tare mult pentru acest gând bun. Un gând bun vă transmite și colegul nostru, Nelu Barna,
care specifică faptul că a fost cu ani în urmă elevul dumneavoastră, vă transmită tot așa multă sănătate și putere de muncă și îi urează un sincer la mulți ani tatălui, care a împlinit de curând o frumoasă vârstă. La mulți ani, spunem și noi, multă sănătate. Elevi care se întorc cu gândul la dumneavoastră. Într-adevăr, Nelu era ficioraș când a venit la Școala Populară de Arte. Eram în vechea clădire de pe centru din preajma teatrului și foarte mândră de el, pentru că este un material vocal foarte bun și iată a și confirmat și doresc multă sănătate și lui și întregii lui familii. Și noi îl salutăm cu drag și îi dăruim cântece interpretate de către tânăra generație care s-a oprit din drumul lor puțin pe la Școala Populară de Arte, unde v-au întâlnit și acest lucru se și vede. Să vedem dacă avem pe cineva pe fir. Alo, da. Bună ziua, vă ascultăm. Cu cine stăm de vorbă? Cu o doamnă din județul Sălaj. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Da, am mai fost, am ascultat cântecele de la băiat la telefon. De la băiatii care au cântat acum. Da, Vlad Șerban. Da, le-au văzut. Vă ascultăm. Mulțumesc mult pentru cântecele care le-au cântat. V-am sunat că 6 săptămâni am încercat să vă sun și nu v-am putut suna. Vă zic bună ziua dumneavoastră și la telespectatorii din studio. Am, la 1 iulie am avut o fată care a făcut, nu știu pe prostă, că facea să supără pe mine. Dar e 35 de ani, e de la 1 iulie. Mulțumesc! O fată de-a mea, are 4 copii, mama ei îi dorește multă, multă sănătate, fericire, să-și ducă crucea care o are cu o dată Dumnezeu. Să-și coate de băieți și de fete, are doi băieți și 2 fete. 2 păpuși, spune puiul. O nepoată meu, pe 2 iulie, au făcut 45 de ani. Mulți înainte cu sănătate. Îi doresc multă, multă sănătate, putere de muncă, să-și ducă crucea așa cum are, că e cam grea, dar ce să facem, asta e. O cumnată de-a mea, pe 4 iulie, au făcut 45 de ani. Cred că mă aude că și asta uită la televizor, la emisiunea asta. Liviu că scumpă, îți dore multă, multă sănătate, putere de muncă, să sluși crucea așa cum ți-o hotărât Dumnezeu. Că din păcate, o rămas cu 4 copii, că frate mi-a murit de 7 ani. Dumnezeu să-l iertă. Și singură. Îi doresc multă, multă sănătate și fericire. Și câte cântecele câte au rămas până la sfârșitul emisiunii, să fie pentru fica mea, pentru Mariana, pentru nepotul meu, pentru Ion și pentru cumnata mea, Livia. Dumnezeu să le dea multă, multă sănătate și răbdare. Și dumneavoastră vă mulțumesc foarte, foarte mult, sănătate multă, multă, să puteți duce emisiunea cât mai mult. E frumoasă, e frumoasă că eu urmăresc că sunt o femeie cu probleme de sănătate, că știți că v-am spus când am mai vorbit cu dumneavoastră, când a fost Florin Pitrilă în emisiune, am avut un băiat de 20 de ani care l-a pierdut. Mai am? Dar nu-mi poți, Alina, dorul. Nu-mi poți, nu-mi-l poți, Alina. Noi sperăm și eu măcar... Și reluările și cu doamna Viz și dumneavoastră și cu un domnul făcut, azi săptămâna am încercat să intru, dar n-am putut nici cu, că și-am, cred că am vreo 50 de apeluri cât am stătat la telefon. Sunt foarte mulți oameni care încearcă să intre în legătură directă, doamne, cu noi, însă, din păcate, timpul nu ne permite să preluăm toate apelurile telefonice. Sperăm că cu aceste cântece pe care noi vi le oferim duminică de duminică, măcar așa puțin să vă alinăm sufletul. Da. Vă doresc o zi bună, sănătate multe, multe, la întreg poporul, numai la unul, că toată lumea are nevoie de sănătate și fericire. Vă mulțumim tare mult. O zi bună. Sănătate vă dorim și noi și vă dăruim un cântec interpretat de Mădălina Păcurar.
judecă-mă să trăiesc, mă dorule. Mădălina Păcurar, o prezență într-adevăr plăcută. Felicitări, Mădălina, pentru evoluția ta de până acum. O lăsăm și pe doamna profesoară să ne spună câteva cuvinte despre Mădălina. Mădălina are într-adevăr tot ce trebuie să aibă un interpret în scenă.
are zvâcul acela. Toți tinerii sunt frumoși, sunt frumoși prin vârsta lor, dar unii au acel ceva în plus și Mădălina are, într-adevăr, cum toate fetele de astăzi au avut, dar ea are în plus parcă plăcerea, plăcerea de a cânta, plăcerea de a oferi. De câți și ani este Mădălina? Mădălina mi-a adus-o Liviu, tatăl ei, altfel interpret foarte bun, tatăl ei, și iată ea moștenește glasul tatălui ei. Pare când a avut clasa, când a fost în clasa a șaptea. Și acum ea intră în clasa 11, învață foarte bine, este la una din clasele cele mai bune la Slavici. Este un copil deosebit. Și cred că din acest moment are acel gen vocal care este puțin supus transformărilor vis-a-vis de vicurozitatea aparatului vocal, dar am simțit anul acesta că încet, încet problemele s-au încheiat și probabil de la toamnă, când vom începe din nou cursurile, vom fi gata, pregătiți să abordăm și doina. Până acum n-am fost nici eu, nici am mulțumite. Nu, parcă nici cum nu am găsit tonul cel mai potrivit, dar eu sunt sigură că cu începutul anului școlar din toamnă suntem pregătiți. Spuneam că acest copil parcă râde și cu ochii. Așa este. Într-adevăr, așa este. Este o prezență foarte plăcută. Felicitări încă o dată, Mădălina. Îi dăm microfonul și tânărului care ne-a încântat. Eu pe Vlad l-am mai ascultat în cadrul unei petreceri, dacă bine îmi aduc aminte. Și pe atunci l-am remarcat cât de frumos a cântat muzică ușoară. Vă mulțumesc foarte frumos și pentru invitație. Cu drag. Vreau să îi mulțumesc în primul rând doamnei profesoare pentru tot ce am făcut în acești ani, pentru mine, pentru noi și familie și tuturor care m-au sprijinit și o să mă sprijine în continuare. Și lui bunica, în mod special, cum să nu. Doamna profesoară are grijă ca toți membrii familiei să fie amintiți. Cu siguranță și bunica te urmărește în aceste momente. O salutăm și noi cu drag. El se bucură de două familii care îl iubesc și îi fac pe plac. Chiar acum am spunea că, de fapt, unchiul lui l-a adus aici și vreau să o salut și pe doamna Adriana, care se implică poate mult mai mult decât părinții în alte situații. Da. Așadar, vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru tot ce fac pentru el. Atât unchiului cât și părinților îi salutăm, le dedicăm cântecele interpretate de către Vlad Șerban până când Roxana se pregătește să intre în platoul nostru. Roxana, o să te rog așa încet, încet prin spatele camerelor să pășești în platoul nostru, pentru că tu ești cea care o să ne cânți în minutele următoare. O văd pe doamna profesoară pregătită și vă las, doamna profesoară, să... Roxana va cânta o piesă dedicată bunicii sale, care atunci în preajma realizării acestui material din volumul din Țara Zărandului s-a dus la cei drepți și bunicuța ei, cea care, așa cum în foarte multe cazuri se întâmplă la ea, parcă în mod special, a crescut-o și a fost poate primul dascăl. Mi-aduc aminte că, așa cum spuneam, avea 8 anișori când a adus-o Petrică Pașca în clasă la mine și așa foarte mândră, pentru parcă știa că e un lucru important la 8 anișori. Îmi place să cânt doi, ne-a spus, dar așa micuță, cine te-a învățat? Bunica mea. Da. Într-adevăr, sunt momente extrem și de... în memoria bunicii, o ardeleană de o frumusețe aparte pe care am găsit-o pe imprimările realizate de Viorel Nistor. Sunt momente așa, și recuperate la Centrul Cultural Județean. Era o ardeleană de o frumusețe aparte cântată de un taragătis din Măgulicea. Și versurile sunt realizate de doamna Sabina Șerban. Iar apoi ne va cânta un mărunțel foarte frumos, foarte frumos și foarte viguros din Țărmure. Dragi telespectatori, vă propun să o ascultăm pe Roxana Suciu.
soră, soacă, mama îi bagi soț. Nu mă lasă înapoi, că așteaptă alții doi. Nu mă lasă înapoi, că așteaptă alții doi. Sunt să mergem cu suioc, la 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 la, dragul mi mie să joc. Mulțumim tare mult, Roxana. Se pare că avem și un telespectator alături de noi. Alo! Alo, bună ziua, dragă Claudia! Bună ziua, vă ascultăm! Sfântica din Sfântura Maramureș. Mă bucur că am reușit să vă prind, să intru în direct. Mă bucur că am reușit să ascult și două cântece ale întregitei mele și frumoasei mele, Roxana Suciu, care, deci din tot sufletul, scapă copilul meu. Îi doresc multe, multe succese și o felicit în continuare, că este o frumoasă floare din grădina cântecului popular arădean, un mugur de tezaur. Toate cântecele să fie pentru mine, familia mea, pentru toți cei care vă ascultă și prietenii mei și în special pentru scumpa ei măicuță, Rodica. Vă doresc sănătate multă și mulțumesc și doamnei profesoare care o învață și o duce pe drumul cel frumos al cântecului popular. Felicitări și colegilor ei din grup și tuturor celor care le place cântecul popular. Vă doresc multă sănătate. Vă urmăresc, v-am ascultat la telefon, dar eu sunt foarte departe, până la Sfântul Băi, dar am ținut neapărat să intru în direct să vă spun aceste frumoase cuvinte pentru dragă Roxana. Ne bucurăm tare mult că ne sunteți alături. Sănătate multă, Doamne ajută și vă îmbrățișez cu mult drag pe toți de acolo din studio. La revedere! Sănătate vă dorim și noi, doamna Rodica, o iubitoare de folclor, o iubitoare a cântecului popular care intră de câte ori are ocazia în legătură directă cu noi și probabil că astăzi a fost mare bucuria să o vadă pe Roxana, da. Pe Roxana. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că am schimbat trecând la cântecul zărădan, am schimbat și costumul. Pentru că nu poți să cânți un cântec din zarand cu un costum bănățean. Da, sunt total
alte nuanțe, alte culori, altă cromatică și de aceea cântecul, pentru a fi respectat în esența lui, el trebuie purtat și în costumul de acolo de unde provine. Și acesta este motivul că, din respect pentru cântecul zărândan, noi am schimbat, nu neapărat că am vrut să facem o paradă. Și chiar dacă am văzut-o... Și, într-adevăr, sunt și foarte frumoase costumele, sunt, într-adevăr, vom urmări apoi și pe Simona, care la fel și a schimbat costumul cu costumul zărândan. Am văzut-o într-un costum frumos, ce a reprezentat câmpia arădeană și iată că acum o vedem într-un costum la fel de frumos, impecabil, da, de altfel. Roxana Sucea a cântat în prima parte în costumul de birchiș, iar Simona în costum de secusigiu. Da. Acum amândouă poartă costumul de chisindia, buteni, cam din acea zonă, cued, da. Costume foarte frumoase, costume pe care dumneavoastră le îngrijiți în mod aparte. Vreau să vă spun, dragi prieteni, că doamna profesoară a venit cu o oră jumate mai repede decât noi toți aici, numai ca să aibă grijă ca fetele să arate impecabil. Felicitări, doamna profesoară, pentru toată munca pe care o depuneți. Dragi telespectatori, dăm drumul cântecului cu Simona Stănilă. Thank you.
Un dans din Banatul de Munte, jucat de către tinerii din ansamblul de dansuri Muguri de Tezauri din Periam, trece mai departe în Țara Zărandului, alături de Simona Stănilă. Simona s-a și grăbit să plece, o să rog să vină alături de noi, pentru că nu am stat de vorbă cu ea eu de când a început emisiunea. Da, Simona, bine ai venit! Eu știu că urmează piesa ei, eu am îndemnat-o. Simona, bine ai venit în emisiunea noastră! Bine v-am regăsit! Aș dori să dedic această emisiune, în primul rând, tatălui meu, care săptămâna trecută, în 7, am primit o frumoasă vârstă. La mulți ani îi urăm și noi de aici, de la Hora Mare, multă sănătate și să se bucure de tine, pentru că are de ce. Mamei mele, bunicilor mei, în special doamnei profesoare, care face multe eforturi pentru noi, domnului Petrică Pașca și rapsozii Zărandului, verișoarei mele, Raluca, care luna trecută a împlinit o frumoasă vârstă, vărului meu, Ilie, care luna aceasta își servează ziua numelui, finuței mele, Alexandra, care este o scumpă, chiar dacă nu înțelege că îi dedic, are un an jumate, da, nașilor mei și tuturor colegilor de la dansuri și de la cântat și tuturor celor care mă cunosc. De multe ori noi, adulții, spunem că nu ne înțeleg cei mici sau că nu pricep ei foarte multe lucruri. Nu este așa. Am o nepoțică care de curând a împlinit 2 ani de zile și spre marea mea bucurie, de fiecare dată când mă vede la televizor, merge și cuprinde televizorul. Deci,
ei înțeleg multe lucruri și se pare că ne și recunosc. Așa că finuța ta, dacă se uită în aceste momente la televizor, cu siguranță te-a recunoscut și o salutăm și noi, uite așa, cu mânuța. Simona, te poftim în platou, te poftim să dăruiești celor de acasă cântecele pe care cu drag le-ai adus aici în emisiunea noastră la Hora Mare. Alo! Alo, bună ziua, Claudia! Bună ziua, vă ascultăm! Când ești în emisiune prin cea a doua oară? Mă bucur tare mult! Sunt doamna Olaru din Grădiște. Am uitat pe cineva să fac două dedicații, aș mai dori. Tot pe data de 6, când nepoata mea a împlinit 30 de ani, cumnatul ei, tot în aceea zi, la aceeași oră, a împlinit tot 30 de ani, s-au întâlnit, adică ei, mamele, s-au întâlnit în maternitate și după câțiva ani ori devenit cumnați. Așa o pot să fie. Îi dorim la mulți ani, multă sănătate din partea mea, din partea fratelui, din partea cumnatei, din partea familiei mele. Îi dorim la mulți ani, multă sănătate și tot ce își dorește în viață. Și pentru o bună prietenă de-a mea din copilărie și fostă colegă, Luci Sas din Vlaicu, pe data de 13 împlinește frumoasă vârstă. Eu personal, doamna Olaru din Grădiște, Neli mă știe, îi doresc multă sănătate, multă putere în muncă și să ne auzim cu bine și la mulți ani. Și pentru voi, încă o dată, vă doresc tot așa emisiuni frumoase. Mă bucur că din nou o văd pe Roxana, acolo în platou. Mă bucur pentru ea și pentru tot ceea ce face și pentru doamna profesoară la fel. Vă pup cu drag, la revedere! Și noi vă îmbrățișăm cu drag și noi ne bucurăm că ne sunteți alături duminică de duminică și iată că intrați în legătură directă cu noi de câte ori este posibil. Citim și câteva mesaje din partea celor care ne urmăresc. Dedicație specială din partea lui Costică pentru prietena lui Violeta. La împlinirea frumoasei vârste îi dedic toate melodiile din această zi. La mulți ani, semnează Costică, la mulți ani îi spunem și noi multă sănătate și îi dăruim un cântec interpretat de Simona Stănilă. Mulțumim tare mult
Simona. Simona, la fel ca și Madalina, la fel ca și celelalte fete care ne-au trecut pragul astăzi, de o frumusețe impecabilă, un costum într-adevăr foarte frumos, purtat cu mândrie de aceste tinere care vă calcă pragul zi de zi la Școala Populară de Arte, și acest lucru nu este în zadar. Munca lor se vede. Felicitări, dragele mele! Și eu vreau să le mulțumesc că împreună am reușit, iată, să realizăm și cel de-al doilea album de solistică. Până înainte acestor două, ele erau legate de activitatea sânzienelor. Și cum se spune că cei mai buni la urmă rămâne, am lăsat acest mic comentariu despre o realizare în numele Centrului Cultural Județean a elevilor din Școala Populară de Artă și din Liceul de Artă, și anume, din primăvară repetăm sub numele de Mărunțelu, și ne-am alcătuit o orchestră care la ora aceasta compune în jur de 18 membri, respectiv suntem în jur de 10 viori, avem contrabas, violoncel, braci, avem 3 instrumente clarinet, între care una dintre ele este chiar Simona, care cântă extraordinar de bine, și de asemenea și un saxofon. Sunt foarte bucuroasă, foarte mândră și vreau să-i mulțumesc pe această cale celui care îi îndrumă și care a ales și melodiile pe care să le studieze în cadrul pieselor de orchestră, adică lui Liviu Birta. Vreau să-i mulțumesc în nume personal. Sigur, s-a potrivit ca o mai veche dorință de a mea de a cânta cu orchestră și de a nu mai cânta în scenă cu acompaniament. El rămâne de o valoare extraordinară ca și execuție, pentru că rapsozii sunt de neînlocuit, sunt profesioniști, dar nu este în spatele tău ca să se creeze acea legătură de trăire a ceea ce simți când execuți un cântec, și dacă sigur lucrul acesta ne va reuși, atunci va fi extraordinar de bine atât pentru sânziene, cât și pentru solistele care fac parte din grupul sânzienelor. Încă o dată vreau să-i mulțumesc lui Liviu că de câteva luni bune studiază cu acești tineri. Am dat deja câteva concerte, ne-am pus o parte din material, desigur, filmat cu telefonul, deci în condiții improprii, și pe YouTube, ne numim Mărunțelu și suntem gata pregătiți și avem și deja concerte pe care le vom avea în cadrul zilelor primăriilor, în cadrul zilelor, eu știu, probabil așa cum a fost obiceiul, sperăm să fim invitați și la zilele Aradului și la foarte multe normal, în ar fi ca vară cei din Arad să fie invitați la zilele la Aradului, da, însă da, ne da, putem da aștepta și la surprize. Se apropie finalul emisiunii noastre, mai preluăm un apel telefonic, după care o să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, de la elevele dumneavoastră, ce-i frumos, repede se termină, repede s-a terminat și emisiunea de astăzi. Alo? Alo? Bună ziua, vă ascultăm! Bună ziua, sunt Voichița Mos de la Sipar, dar cu rădăcini din Ostrov. Sunt Voichița lui Dragoman. Doamna Mărioara mă știe, suntem consetene și aproape vecine. Te sărut, Voichița, te sărut. Mă bucur foarte mult să-ți aud vocea. Am încercat să, în sfârșit, către ultimul telefon pe care l-am reușit să-l prind astăzi. Vă doresc multă sănătate și putere de muncă, să duceți multe, multe generații de copii de acum înainte, așa cum ați dus și fetele care le aveți alături. Și vă doresc tot ce-i bine și tot ce vă doriți dumneavoastră în viață, atât dumneavoastră cât și familiei. Îți mulțumesc foarte mult, Voichița, îți mulțumesc mult. Vreau să fac dedicații atât la vecinii mei de la Ostrov, la Nana Doina și la Aurel, la Doru cu Parasca, la Domnica, la Adina, la Aurel, la părintele Volungan cu doamna Preuteasă,
la vecinii mei de la Tipar, la toți, la finii mei, familia Petrică cu Floricuța Țica, Luci cu Floricuța și deoseb la Lucica, care am botezat-o și duminica viitoare își botează și încreștinează fetița Raisa Maria. Îi doresc multă sănătate și tot binele din lume. Vă sărut și vă pup. Ne dor, Mărioara, aș vrea să te văd, nu ne-am văzut de mult. Ne-am vedea ca de obicei, ne întâlnim în lunea Paștilor, toți fiii acolo, satului. Da, acolo, da. Multă sănătate îți doresc și mulțumesc pentru telefon. La toată echipa din platou, vă pup, la revedere. Sănătate, vă îmbrățișăm și noi cu drag de aici și vă dăruim două cântece interpretate de Roxana Suciu, pentru că ea va încheia emisiunea de astăzi. Însă, înainte ca Roxana să poftească în platou, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea în emisiune și nu numai că ați acceptat invitația mea în emisiune, pentru faptul că ați fost de acord să cântați și dumneavoastră. Mi-a fost foarte greu să o conving pe doamna profesoară și spre surprinderea mea, până la urmă, a acceptat. Vă mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație! Vă mulțumesc și vouă! Roxana, îți mulțumesc! Cu mare drag și noi vă mulțumim pentru invitație! Simona, la fel, îți mulțumesc și ție. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Le mulțumim și celorlalți elevi care au fost alături de noi. Și Mădălinei și Sorinei, care sunt alături de noi, dar nu a mai avut loc cu toate pe banca din studio. Dragi telespectatori, încheiem emisiunea de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru toate gândurile bune transmise în cadrul emisiunii Hora Mare. Mulțumim ansamblului de dansuri, Muguri de Tezauri din Periam. Mulțumim domnului instructor Ilie Macovei și doamnei coordonator Pompilia Avătavu. Îi mulțumim încă o dată doamnei profesor și elevelor care și-au petrecut emisiunea, care au petrecut această duminică alături de noi. Până duminica viitoare, vă doresc toate cele bune! Parcă-i floare.
să-ți o ții.